lovituri de teatru. Tudorel Toader a primit răspuns de la Greco, comunicatul apărut în presă nu există. Tudorel Toader contrazice, pe bază de informații oficiale, informația apărut joi în presă cu privire la grupul statelor împotriva corupției din cadrul Consiliului Europei, Greco. Greco ar fi transmis că România este obligat să se supună recomandărilor din raportului Forului European, potrivit unui răspuns obținut de Realitatea TV citat de Ziare.com. Ministrul Justiției a solicitat Greco o poziție oficială, sublinierea răspunsul difer de cel prezentat în presă. Ca urmare, Tudorel Toader solicit publicarea comunicatului. Astăzi am solicitat la Greco să transmită și la MJ comunicatul oficial referitor la obligativitatea recomandărilor din recentul raport, despre care se tot vorbește în presă. Răspunsul primit, nu exista un comunicat oficial, însă se pare că a existat o corespondentă electronică la nivel de secretariat. În aceste condiții, solicit oricărui detinător să facă public un astfel de comunicat oficial, scrie Tudorel Toader pe Facebook.